Eu rog pe toți, așa care știu, pot, au rechizitorul ușor. Eu am încercat să-l găsesc și nu pot să-l capăt. Eu, dați-i, aduceți-mi rechizitorul care, dosarul ușor, ca, sau publicăm. Și atunci să vedem și cu, de ce judecătorii nu pot emite o hotărâre. Pentru că acolo tot nu există componențe de infracțiune. Procurorii nu au calculat dauna. Șor este învinuit în baza articolului tot 190 și acolo ei, procurorii, iar au uitat să calculeze dauna. Deci ei special au trimis dosarul este în judecată fără a avea perspectivă de a fi condamnat șor. Iată care e situația. Și foarte multe de asemenea dosare sunt. Eu cred că ei acum, iată, și fac, care e intenția? Vă, am venit doamna Drăgălin, noi după dânsa ne ascundem și doamna Drăgălin o să ne înainteze nou în fața lui Maia Sandu și zic că noi suntem toți buni, noi trebuie păstrați, noi să facem tot posibil, să facem dosare, să îi arestăm pe toți și să le trimitem în judecată. Și apoi noi să urlăm că judecătorii nu vor să condamne oameni, ei sunt corupți, ei iau bani și așa mai departe. Iată planul lor, după cât eu sunt informat, și eu zic că nu, băieți, stăm cu prășel, nu ne dezășim de nimic, nu schimbăm nimic, mergem în judecat, tot dosarele le trimitem cât mai repede, moi cu ăștia vor de la noi dosare, noi le dăm. Amuși le dăm. Dacă izbut, că o trimis o hârtie că s-a-l, acolo să-l extradeze Plohotniuc, pe Platon, a să-l extradeze, n-a să-l extradeze. Nici, eu cred că cei hârtile cei care îl trimis nu a să ducă nici la o extradare. Și, dar asta până una alta, dar noi trimitem dosarele astea în judecată, cu, așa cum sunt, și a să șerim de la judecători, noi zicem că judecătorii nu vor. Păi dacă rechizitorile sunt făcute așa de prost încât să nu fie luat în seamă de judecători sau de alte instanțe în alte părți. Păi cum, dar cine a să cine, iată, cine a să verifice cum sunt făcute rechizitorii? Iată, noi am povestit, nu știu ce. Iată rechizitorii lui Izabela Timofeevă, dacă noi îl publicăm, o să-l publicăm. O să oamenii o să vadă. Dar dați să publicăm rechizitorii, doamne avocați, dați să publicăm rechizitorii ușor. Sau poate ușor, nu vrea, că acolo sunt și alte probleme. Dar dacă, după cât este informat, acolo nu există componențe de infracțiuni din cauza că procurorul a uitat. Eu cred că special a uitat să calculeze paguba și să înainteze acțiune civilă din la numele statului ușor.